Astăzi însă pas, fără discuții publice, fără expertiza Consiliului Europei, fără a apela la experiența instituțiilor similare din alte țări, își dorește să subordoneze audiovizualul controlului parlamentar. De fapt, să revină la vechea formulă de instituție de stat. Vicepreședintele Comisiei de Specialitate atenționează că prin modificările înaintate, PAS își propune să demită componența aceea în cazul în care nu va fi aprobat raportul anual de activitate. Asta înseamnă că CEA se transformă într-o unealtă a guvernării și va face legea în audiovizual așa cum îi va cere PAS. De asemenea, guvernarea vrea să decidă prin vot componența Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova și să desemneze directorul general al companiei. Nici cea mai întunecată guvernare din perioada statului capturat nu și-a permis o astfel de monstruozitate. Mai mult, Răileanu susține că aceste modificări contravin tuturor expertizelor și recomandărilor internaționale care au stat la baza adoptării codului actual. În context, deputații blocului au solicitat excluderea acestui proiect de pe agenda Parlamentului. Fracțiunea insistă și pe expertiza Consiliului Europei, UE, OSCE în domeniul mass media, dar și experților naționali care au elaborat acest cod. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții PAS pentru a le oferi dreptul la replică. Nimeni însă nu a răspuns apelurilor noastre.